Căsuța cu fântână și cu flori mult în grădină. Pe băncuța de la poartă bunica mă mai așteaptă, cu broboada învelită, parcă zici că-i Maica Sfântă. Mâinile își tot frământă, poftează cu suspinare și se uite lung în zare, poate nepoata-i apare. Bunicuța mea și dragă, cu suflet ca pâinea caldă, mâna ta bătătorită pentru mine a rămas sfântă. Mai ținut la tine în brață și mai frumos an din viață, să port zâmbetul pe față, cu drag și cu bunata tatii mei, făcut parte de toate, doar cum o bunică poate. Cumpa mea dragă bunică, trandafir cu floarea mică, cu ochi blânzi și vorbi buni, buna mea povață în lume. Doamne, nici când n-o-i uita că mi-ai fost alăturea, când am prins eu a cânta, măi, și mi-ai zis copilă dragă, cântă pentru lumea întreagă, ce să-i viața ca o fragă. Te rog, Doamne, nu uita de scumpa bunica mea. Salutare, prieteni! În această zi extraordinară, echipa Florării Ali se află în localitatea Vânători. De această dată ne merge către doamna Aneta să o felicităm cu împlinirea frumoasei vârste de 75 de ani. Să-i rămâi sincer și călduros la mulți ani. Surpriza este pusă la cale din partea nepoților din Anglia. Mergem spre ea! Să nu murdărim aici. Acum v-ați dat seama? Pune-mi da seama, da. Bună ziua încă o dată. Sunt de la Florării Ali din Roman și am pentru noastră, doamna Aneta, o surpriză, după cum vedeți. O surpriză cu multe... La nepot și nepoate. Așa este. O surpriză cu multe daruri alese. Și trebuia să vină și întrebarea, cum credeți eu, de la cine vine această surpriză, dar... Deja știți că este din partea nepoților și nepoatelor din Anglia, care nu sunt astăzi lângă dumneavoastră, însă vă iubesc foarte mult, vă apreciază foarte mult și vă mulțumesc pentru toată grija pe care le-ați purtat-o, pentru poveștile spuse, pentru povața bună care și pentru sfaturile care le dați mereu. Sunteți o bunică extraordinară. Și ei se mândresc cu asta. Noi, femeile, suntem ca niște flori. Și dumneavoastră aveți 75 de ani frumoși. O vârstă frumoasă, un număr magic, cu multe, multe realizări în spatele acestor trandafiri minunați, în spatele acestor ani frumoși. Dar vreau de acum încolo să vă puneți și mai multe dorințe. Căci, cu siguranță, cei dragi o să vă ajută să se îndeplinească orice dorință care doriți dumneavoastră. Căci acum doar trebuie să vă bucurați, să vă bucurați de nepoți, de copii, de căsuță și de tot ce aveți dumneavoastră cel mai drag. Căci până acum ați realizat multe. Aveți copii, ați întemeiat o familie frumoasă, ați realizat o căsuță
și ați, aveți și nepoți. Căci asta este cea mai mare mândrie. Și strănepoți. Și strănepoți. Sunteți atunci bogată. Bogată din toate punctele de vedere și spiritual și moral, dar și fizic totodată. Dacă îmi permiteți, întâi de toate, îți vă mână acest buchițel minunat de trandafir, pentru că noi femeile suntem ca niște flori. Mulțumesc. Însă când, cu mare drag, vă mulțumim și noi. Însă când avem un buchețel în mână de flori, suntem mai deosebite, mai speciale și mai gingașe. Căci femeile sunt și gingașe totodată. Când vor veni acasă, să aibă cine să le deschidă ușa, să aibă cine să le deschidă poarta și cine să le întindă masa, cum o faceți de obicei. Și acolo grămăjoară cu toții, că tare bună este mâncarea. Și ar fi dorit ei să vă strângă în brațe, să vă aduc aceste daruri minunate și să vă spun aceste cuvinte frumoase. Pentru că o bunică au. O bunică au care cândva le-a dat totul pentru ei. Le-a dat și până la ultima bucățică. Și cum spuneau cei dragi, mi-au dat și un mesaj de felicitare. Și dacă se poate să-i dau citire acestui mesaj. Draga și iubita noastră bunică, de ziua ta de naștere vreau să-ți urez sănătate, tinerețe veșnică, dar și viață lungă. Vreau să nu te întristezi niciodată de anii care au trecut, creșterea copiilor, a nepoților, dar și a strănepoților. Iar noi vom încerca să contribuim la acest lucru din tot sufletul nostru. Să rămâi întotdeauna cea mai bună, veselă, neobosită bunicuță. Ridicăm astăzi paharele de șampanie în cinstea ta, asemenea unei ploi de mai. Noi te iubim enorm de mult și ne pare rău că nu suntem astăzi lângă tine. Cu mult drag și dor, nepoții din Anglia, care nu au uitat de dumneavoastră, cum am și spus, și sunt recunoscători. Le mulțumesc pentru tot ce mi-a trimis. Să-i aștept să vin acasă cu toții. Cu toții. Asta este cel mai frumos. Și vreau să vă rog să aveți grijă de dumneavoastră. Căci dacă veți avea dumneavoastră grijă, o să aibă și ei unii să vină. O să aibă cine să le deschidă poarta și ușa, cum spuneam. Căci contează foarte mult să fie cineva drag acasă. Să-i aștepte cu inima, dar și cu brațele deschise. Cum o faceți dumneavoastră? Că sunteți sinceră. Și de aceea vă iubește atât de multă lume. Am să las și mesajul acesta, să-l citiți ori de câte ori veți dori să fiți alături de nepoții dumneavoastră. Și fericire, fericire sufletească și liniște sufletească, căci contează cel mai mult. Mulțumim din suflet. Și să fiți în continuare, cum au spus și ei în acest mesaj, tânără, tânără la suflet. Că asta contează cel mai mult. Și acum arătați, să știți că vârsta care o aveți arătați foarte bine. Foarte, foarte bine și vreau să vă rog să fiți așa și în continuare. Am unii zâni și acum am pus picioarele o săptămână. Dumnezeu să vă țină pe picioare, cu mintea limpede și vreau să vin și la 100 de ani. Și la 100 de ani, și la 100 de ani să vă găsesc la fel. La fel de zâmbitoare, gingașă și plăpândă, cu ochii dulci, că asta iubesc nepoții cel mai mult. Ca să vină acasă. Să le deschideți poarta și să le întindeți masa aici, grămăjoară cu toții, că este cel mai frumos lucru. Mulți ani cu multă sănătate!